Gata? Bun. Vreau să prefacez ceea ce veți vedea, cred că aproximativ de două ore, două ore și un pic discuții, pe baza unui document pe care l-ați văzut toți afișat pe pagina grupului, unde li s-au cerut la 7 capitole mari și late soluții și nimic altceva. Am avut senzația că două ore și jumătate au bătut câmpii absolut toți, mai mult sau mai puțin, aș spune cu un plus pentru unul dintre ei că am mai atins din când în când și problema asta de a oferi o soluție. Dezamăgirea, și veți vedea, le-am ținut o mică cuvântare înainte de a pleca, pentru că am considerat că așa e frumos, eu neavând buletin de măcin, Duțule, ai grijă să-ți faci buletin de măcin, că altfel am pus-o. Am spus așa în succint, într-un minut, cred că nici un minut n-am vorbit, și am sesizat o supărare continuă, nici măcar nu m-au ascultat ce am avut de zis, toți s-au supărat strict pentru faptul că am postat ce am postat noi de-a lungul unor 3 săptămâni pe net. Aș aștepta de la ei soluții și cred că și voi, soluții, clar, mai ales, știu eu, pus în evidență prin puterea exemplului, să dea un exemplu concret vis-a-vis de o problemă, ce anume ar face și cum ar face. N-a existat așa ceva. Toți superficiali, cu toate că au avut o săptămână înainte de a-și pregăti ceea ce au de spus, n-au făcut-o. A fost vorba să vină fiecare și fără public și unii au venit însoțiți de partizani, mai mult sau mai puțin obiectivi, în vis-a-vis de problemele puse. N-am înțeles de ce atunci când am plecat câțiva s-au supărat pe mine, păcat că nu știu dacă a filmat Emi, dar o să, poate să o aud așa în camere. Sunt oameni care nici măcar n-am vorbit de 3 ori în viață, dar m-au etichetat ca nesimțit și n-am ce căuta în măcin, păcat că eu nu asta am vrut. Dar vreau să vă spun părerea mea, că dacă mă apuc să scriu acum acolo, cred că 3 zile stau și scriu și n-are nimeni răbdare să citească. Părerea mea este că dacă ar fi să alegem între aia 3, o să-l vedeți și voi, identific unul singur, mai organizat și mai pregătit. Nu o să-i dau unul, dar o să-l vedeți și o să vă dați seama singur despre cine e vorba. Ce faci mișto de mine cu lupa aia, mă. Concluzia. Concluzia e că, din păcate, niciunul săptămâna asta nu s-a dus în teren să documenteze. E doar în 14 vis-a-vis de ce doresc cetățenii. Toți au proprii viziuni și concepții. Nu au viziunea și concepția populației, ci a lor proprii. Că vor să dărâme, că vor să reconstruiască, astea sunt mai puțin importante. Am avut revelația faptului că banii, păcat că sunt obținuți, sunt cheltuiți complet aiurea și fără să fi consultat societatea civilă, fără să fie o dezbatere în prealabil. Oameni buni, avem atâtea miliarde de lei. Păi ce vreți să-i cheltuim? Deja i-au și alocat, deja se va face o creșă, se va reconstrui o casă de cultură care deja e ruină, nici de cum ceva legat de dorințe și nevoile cetățenilor. Vă rog să urmăriți cele două ori cu atenție, să vă luați o pungă mare de gilisoi, cum a zis Șobi, și să analizați cu atenție și să le oferim un feedback aici pe internet, ținând cont că s-au întâlnit strict și din cauza faptului că noi am făcut această sesizare. Noi am propus să aibă loc întâlnirea asta și nici măcar bunul simț n-au avut odată ce au dat cursii să ne respecte dorința și să ne oferim un răspuns. N-au reușit. Niciunul. Din păcate n-a reușit niciunul.